toată lumea vorbește despre Israel doar din prisma obiectivelor religioase, dar în Israel poți face foarte multe altele și am să vă dau câteva exemple. Poți merge pentru cumpărături, pentru shopping și aici aș recomanda mai degrabă zona modernă din Ierusalim, care se numește Mamila, plus orașul Haifa. Poți merge pentru plaje. Trebuie să amintesc că sunt 14 km de plaje Blue Flag în Tel Aviv și sunt în total peste 200 de km de coastă în Israel. Are acces la 4 mări, Marea Mediterană, Marea Roșie, Marea Moartă și Marea Galilei. Apoi mai vorbim despre deșertul Negev, care nu este foarte cunoscut în România, dar este un loc fascinant, aproape ca arată exact precum Marele Canion din Statele Unite. Și dacă vorbim de, evident, tratamentele medicale, vorbim despre Marea Moartă. Apoi dacă vorbim despre corali și despre tot ce înseamnă să faci o vacanță la mare, vorbim despre Marea Roșie și în special stațiunea Eilat. Dincolo de asta, Tel Aviv este un oraș foarte cosmopolit și dincolo de locurile religioase care sunt acolo și vor fi întotdeauna în Ierusalim, dacă mergem în Israel vom putea face multe altele. Și eu am să vă dau exemplu cluburilor moderne și foarte, cu foarte multe distracții în zona Tel Aviv. Apoi vorbim despre restaurante de foarte bună calitate și multe dintre ele sunt afaceri de familie. Iar în perioada aceasta se poate călători fără probleme în Israel. Sunt peste 36 de curse aeriene care leagă Bucureștiul de Tel Aviv, 6 companii aeriene și condițiile s-au mai relaxat, condițiile de intrare. Vorbim despre test COVID la plecarea din România. Ți se mai face un test COVID la sosirea pe aeroport și primești rezultatul prin SMS. Adică o condiție pe care am mai văzut-o și în alte țări, precum Emiratele Arabe Unite sau Iordania în ultimile luni. Și de asemenea trebuie completat un formular PLF și să ai o asigurare de călătorie care să includă și clauză COVID. Individual sau în grup? Cum e mai bine? Se poate merge și individual, se poate merge și în grup. Dacă vorbim despre locurile religioase, aș zice mai degrabă că fi bine să ai pe cineva lângă tine ca să-ți și explice ce vezi. Dar dacă vorbim despre partea aceasta de distracție și mai ales despre natură, atunci eu personal am fost inclusiv într-o vacanță pe compropriu, am aterizat pe aeroportul din Tel Aviv, am închiriat o mașină și am călătorit toată țara aia, pentru că nici nu e foarte mare, și din Tel Aviv am stat doar într-un singur hotel în Tel Aviv și din Tel Aviv am făcut multe excursii pentru că în 3 ore poți ajunge până la Marea Roșie. Deci se poate și. Este o țară sigură, nu m-am simțit nicio perioadă în pericol și mai mult decât atât m-am simțit foarte bine. Este o țară nu foarte ieftină, trebuie să spunem asta, dar micile restaurante de familie merită toți banii. Cea mai bună perioadă, evident, nu trebuie să fie vara în mijlocul verii, adică iulie și august. Cele mai bune perioade din punctul meu de vedere sunt primăvara și toamna. Și o să vă reamintesc că înainte de pandemie erau 135.000 de români care vizitau Israel în fiecare an. Erau 60 de curse aeriene care legau Bucureștiul de Tel Aviv și acum sunt doar 36, deci încă nu a ajuns la potențialul maxim și cred că vor continua cursele, să apară curse aeriene inclusiv din alte orașe din țară, cum a mai fost din Timișoara, din Iași, din Cluj, și sper să se întâmple cât mai curând asta. Un mesaj de final? Aș zice că e pentru cei care n-au văzut Israelul. Cred că e interesant să nu-și mai găsească stereotipul, să nu meargă după, nu știu, neapărat în pelerinaje, să nu se gândească că în Israel poți să mergi doar dacă ești interesat de religie și de pelerinaje. Locurile acelea sfinte, dacă suntem interesați de ele, rămân acolo, dar pe lângă asta avem foarte multe alte locuri de făcut.